Bolnavii de cancer ar putea fi tratați în condiții mai bune. Astăzi s-a semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea Spitalului de Oncologie din Craiova. Suma pentru refacerea completă a clădirii este de 3 milioane de euro. Olimpia a ajuns acum 3 zile la secția Oncologie a Spitalului de Urgență Craiova. Femeia spune că a rămas uimită de condițiile precare din spital, care fac ca boala cumplită de care suferă să fie și mai greu de îndurat. Bolnavii de cancer internați la Spitalul de Urgență Craiova n-au parte nici măcar de apă caldă sau grupuri sanitare moderne. Dotarea spitalului, după aceea medicația și chiar unele băi trebuie refăcute, când văd că nu sunt refăcute, căldura lasă de dorit, apă caldă nu este. Nu e apă caldă, nu? Ne spălăm cu apă rece. Ori după ce că suntem în tratament, apă rece este foarte binevenită la o răceală, nu? Lucrurile s-ar putea schimba după reabilitare, iar spitalul ar putea arăta la standarde europene. Aveți grijă de noi, vă rog frumos că... Din tot suflet. Banii vor veni din două părți, 1 milion de euro de la Uniunea Europeană, iar 2 milioane de la Consiliul Județean. Intrăm aici cu toată forța pe un proiect care ne permite să facem acest lucru respectiv, în care dorim să facem această clădire mai prietenoasă cu mediul și cu emisiile de dioxid de carbon, și acest lucru ne permite, pe de o parte, să avem intervenții pe exterior, în care să schimbăm tot ce se poate schimba, și intervenții pe interior, în care de asemenea să putem să facem de data aceasta saloane așa cum trebuie. Condițiile actuale din spital sunt greu de descris. În clinică nu există lift, iar pacienții sunt transportați pe scări. După reabilitare, spitalul va face economie de aproape 40% la energia electrică, susțin reprezentanții spitalului. E mare nevoie de reabilitarea clădirii în care se desfășoară activitatea clinică de oncologie și dermatologie. Clădirea este veche, deteriorată și chiar necesită o reparație capitală. Reparația și renovarea clădirii se va realiza prin Consiliul Județean pe fonduri europene. Autoritățile speră ca secțiile oncologie și dermatologie să fie reabilitate într-un an și jumătate.